Asta spuneți-mi în comentarii. Da. Da. Păi nu că vrem să o cumpărăm. S-au luat niște femei de noi de aici care lucrează la Jumbo și vor să ne dea afară din magazin. Po, frate, era să fim dați afară, ești nebun. Deci, uitați-vă, aici efectiv nu este niciun produs. Un... Nu-i nimic. Dacă e bântuit. Tocmai ce și-a scăpat telefonul, ia. What? Oameni buni, pe departe acesta este cel mai nebunesc videoclip de la mine de pe canal din ultimul timp. În acest videoclip era să fim dați afară și așa mai departe. Inițial voiam să fac intro de 100 de ori în Jumbo, cum am făcut și mai demult, dar cu alt magazin. Numai că după am realizat că, bă frate, stai puțin că Jumbo are gen ceva, gen, nu știu, 5 km. Deci ar fi cam imposibil să fac asta într-o zi. Așa că am decis să fac o idee puțin mai veche, dar sub o formă mai nouă, dacă înțelegeți ce spun. Și practic am decis să fac ce poți cumpăra de la Jumbo în bugetul de 100 de lei sau ceva de genul. Și oricum a fost o caderincă maximă, era să fim dați afară și da, trist, știu. Așa că, oameni buni, nu uitați să zdrobiți butonul de like, să strângem la acest clip 10.000 de like-uri, oameni buni, știu că se poate. Nu uitați să vă abonați canalului, să activați clopoțelul, să lăsați un comentariu cu și de asemenea să-mi dați un follow pe Instagram la SilentyGrectu, oameni buni. Așa că, știi ceva? Frate, apasă pe butonul de like, aștept. Tocmai ce am pus aici un timer de 5 secunde, 5 secunde în care ai timp să dai like. Ok, aparent ai dat like, haide să trecem la vlog. Ok, oameni buni, tocmai ce am ajuns la Jumbo, după cum puteți observa acolo în spate, și oameni buni, vom repeta tradiția de a, cred că acum 10 luni, că am mai făcut un vlog de genul, vom intra în Jumbo, oameni buni, și vom vedea ce îți poți cumpăra din Jumbo de 100 de lei sau de 50 de lei, nu știu, depinde acum, să vedem ce luăm. O să luăm toate prostiile, o să facem nebunii, o să facem prank-uri nebune, o să-i fac cameramanului un prank total neprevăzut, așa că apăsați acolo pe butonul de like, oameni buni, să facem acest vlog peste 10.000 de like, oameni buni, nu uitați să dați un follow. 15.000. 15.000? 15! 20.000! 50.000 de like-uri, oameni buni! Nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram la SilentyGrect, să vă abonați canalului, să activați clopoțelul și hai să mergem, pentru că cred că încă ne caută paza, deci eu am fugit, bro. Ok, oameni buni, și acum mergem spre magazin. Bă, ce? What the fuck? Bă, ce... Bro, ce faci... ce faci acolo? Natura cu natura, bă! Bă... Hai să fugim. Băieți, eu nu-l cunosc pe băiatul ăla. Bă. Domnul cameraman, ți-am spus să nu mai ai ieșiri de-astea nebune. Ce se întâmplă? Domnule. Una cu natura. Ok, guys. Tocmai ce suntem gata să intrăm în Jumbo și să cumpărăm... Să cumpărăm toate nebunile. Let's go. Asta dacă nu mă împiedic sau dacă nu mă vede cineva că filmez. Deși, da, mă rog, respect. Ok, oameni buni, acum suntem la chestia asta de cărucioare și practic nu avem bani să luăm cărucior, n-avem 50 de bani. Băiți, n-avem 50 de bani să băgăm în cărucior. Ce mă fac? Dar ce este asta? 50 de bani de la bunul Dumnezeu. Like pentru asta, guys. Ok, guys, GTA Jumbo în premieră. Bă, ce s-a astea, bro? Gata, frate, stă singur. Oameni buni, și dacă cumva ați avut nevoie de un gaming mousepad cu LED, îl puteți găsi chiar aici la 49,99 de lei. Nu știu ce e, dar e. Ok, și având în vedere că acest vlog este despre ce poți cumpăra de la Jumbo sau cumpărăm toate prostile, chiar am de gând, oameni buni, să cumpără acest cititor de card la 4,99 de lei, pentru că de ce nu până la urmă? RIP. Băi, deci, băiți... Deci am găsit în Jumbo chestiile astea care mâncați și gurata sunt cele mai pufoase chestii ever. Bă, lasă-mă mâncă să ale mele, ești nebun. Treaba e că, fața. Bă, treaba e că chestiile astea costă 25 de lei, ceea ce nu e foarte profitabil. Bă, băieți, deci am găsit din nou în premieră, Jumbo-ul continuă să ne surprindă. Am găsit aici, oameni buni, Displic figurine luptă la minunatul preț de 2 lei. Dacă mă întrebați ce este chestia asta, n-am niciun fel de idee, adică doar uitați-vă. Spuneți voi că nu arată ca un personaj din Roblox. Dar având în vedere că facem vlogul pe care îl facem, îl aruncăm în coș. Băieți, tocmai ce am pus camera într-un mod foarte dubios, să sperăm că se vede ceva. Ok, băieți, deci am găsit cea mai genială chestie ever. Am găsit un hop-hop de 45 de centimetri la 15 lei. Doar uitați-vă, e tot ce mi-am dorit de la viață. Uitați-vă, e o minge de asta cu o broască. Deci e genială, efectiv. Deci uitați-vă și voi. Chestia asta e 15 lei, e genial. Ia. Hai, întrecere! Încolo! Încolo! Bravo, băi!
Deci băieți, a câștigat cursa, luăm și chestia asta. Winner! Neapărat trebuie să adăugăm chestia asta în coș. Deci e cea mai genială chestie ever, băieți. Deci oameni buni, dacă tot luăm toate prostiile din lume, haide să luăm și acest hop hop, îl aruncăm în coș în 3, 2, 1 și... Gata, perfect. Nu, hai să mergem, e perfect, nu-i așa băieți? Da băieți, e tot ce trebuie. Gata, l-am băgat perfect. Gata, băieți, l-am băgat perfect în coș și haide să mergem în continuare. Ok, oameni buni, cred că n-au trecut nici măcar 5 minute de când am intrat în Jumbo și până acum am cumpărat, oameni buni, această minge, oameni buni, de 15 lei. Ați văzut că cameramanul a câștigat cursa și de asemenea mai avem și un stick, de fapt nu, este un cititor de... nu mai contează. Avem această figurină care nu știu exact care e faza cu ea și acel cititor de carduri care se ascunde undeva pe acolo. Eu zic că ar trebui să continuăm așa că let's go. Zi-mă cum arată coșul, efectiv e genial, pur și simplu. 10.000 de like, ce naiba să aude? 10.000 de like-uri. Băi, deci tocmai ce s-au luat niște femei de noi de aici care lucrează la Jumbo, căci că de ce atingem produsele sau ceva de genul și vor să ne dea afară din magazin. Le-am spus că ok, încetăm, dar totuși mi se pare destul de ciudat, adică da, mă rog. Continuând, oameni buni, uitați-vă ce am găsit, săbii, și nu știu dacă știți, dar în episodul trecut eu și băiatul ăsta am avut un duel cu aceste săbii și el a cam câștigat, așa că știți ceva? În acest episod vreau să-mi iau revanșa, oameni buni. Ok, choose your sword. Eu iau pe asta, băieți, uitați-vă cum arată. Suntem gata de luptă, poftim, filmează. Deci începe bătălia în 3, 2, 1 și... A, lovește camera. Nu băieți, eu am câștigat. Spuneți în comentarii cine a câștigat această bătălie. Nu, eu am câștigat. Nu, eu. Nu, eu. De la minus. Deci, băieți, de la muscat. Spuneți în comentarii cine a câștigat bătălia, deși normal că eu am câștigat-o, dar ok, și hai să mergem, oameni buni. By the way, o chestie de asta costă 6 lei, dar nu e bună pentru că am pierdut, deci nu o cumpăr. Ok, oameni buni, deci doar uitați-vă ce am găsit în spate, vino mai încoa. Deci am găsit aceste bastonașe, oameni buni, aceste chestii de Crăciun la 6 lei, oameni buni. Deci cred că e un preț destul de bun, așa că eu zic să o luăm. Eu zic să o luăm acasă, băieți. Hai să o adăugăm în coș. 3, 2, 1 și am băgat și acest baston în coș, oameni buni. Deci cât am cheltuit până acum, habar nu am. O să mă doare la portofel? Probabil. Dar hei, cine n-are nevoie de așa ceva acasă până la urmă, nu-i așa? Hey guys, am găsit chestiile astea care la prima vedere nu știu exact ce naiba sunt, par ca niște tuburi de vopsea. Plastilină. Dar în realitate sunt plastiline, frate, și sunt 25 de lei, what the fuck? Și ce, sunt cu Fulger McQueen și sunt șmecheri și le-aș lua, dar nu știu ce să spun. Gaură în portofel. Da, exact. Ok, oameni buni, eu și cameramanul meu am decis să facem un joc de v-ați ascunselea în Jumbo și să vedem cine se ascunde cel mai bine. Cealaltă persoană care ne asistă la această filmare, practic, va trebui să ne caute și cine este găsit ultimul a câștigat jocul. Deci, da, o să apară pe ecran și cum se ascunde cameramanul. Eu momentan cred că mă voi ascunde chiar aici. Cred că e un loc foarte bun, guys. Deci mi-am găsit cel mai bun loc de ascuns, 100% n-o să mă găsesc. Sunt imposibil de găsit aici. Ok guys, eu mă ascund aici, nici măcar nu mai stau pe vine, mă ascund aici de ceva minute și momentan persoana care trebuia să mă găsească nu m-a găsit. Și vă reamintesc, cine este găsit primul a pierdut. Am zis să facem așa un joculeț între cumpăratul de produse pentru că ne plictiseam destul de mult. Așa că momentan nu mă găsește nimeni. Te-am găsit. Da, băieți, m-a găsit. Cameramanul a câștigat, nu știu exact unde se ascunde. Hai să-l căutăm. Domnul cameraman? Băieți, haideți să mergem să-l găsim și pe el. Eu am pierdut, trebuie să-i dau un premiu domnului cameraman, dar nu știu momentan ce să-i dau. Așa că hai să vedem unde se ascunde și el. Bă, guys, pe bune, mă ascund aici de 10 minute și încă nu m-a găsit nimeni. Ce naiba se întâmplă? Adică, băi, au trecut 20 de minute. Ceva se întâmplă, frate, pe bune. Eu nu sunt găsit. De ce? Bă, dar unde se ascunde, mă, ăla? Că nu-l, deci îl caut de atâta timp. Bă! Vreau să spun că eu am pierdut și tu ai câștigat. Ok, omul n-are nicio treabă. Dar singura problemă e că nu știu ce să-ți dau ca premiu. Vedem noi. Ok, vedem noi. Hai să trecem înapoi, oameni buni, la cumpărat de prostii, pentru că de-aia suntem aici, nu-i așa? Tocmai ce am găsit, lama din Fortnite, oameni buni, chiar aici la Jumbo, la 30 de lei, dar e prea scumpă, băieți. Mai este un plan. Ah, am înțeles. Și nu cred că are loot lama asta din Fortnite. Cred că e goală, după cum e. Da. Deci, din păcate, nu o luăm. Ok, guys, tocmai ce suntem aici și am găsit niște pălării, oameni buni, filmează acolo. Niște pălării la prețul minorat de 8 lei, doamnelor și domnilor. Cam așa arată o pălărie. Nice. Președinte te faci cu ea, mă. Președinte mă fac, băieți. Cum îmi stă? Spuneți-mi în comentarii. Da.
Păi nu, că vrem să o cumpărăm. Ok, cineva ne-a spus să le punem la loc, dar noi vrem să le cumpărăm. Ok, cred că am stă foarte bine, cred că am să o cumpăr, băieți, pentru doar 8 lei. Nu-mi pasă că e invers, ok? Arată destul de bine pe mine, așa că cred că o voi cumpăra, oameni buni. Băieți, cred că am stat destul de bine, n-am ce spune. Și direct în coș. Ok, băieți, ne mai plimbăm pe aici prin Jumbo și tocmai ce am ajuns aici. Deci, uitați-vă, aici efectiv nu este niciun produs. Magazinul ăsta e efectiv părăsit, bă. Uite-te și tu, deci nu-i nimic efectiv. Uitați-vă și voi, bă, ești nebun. Nu-i nimic. Dar stai așa, dacă e bântuit. Ce să fie, mă, bântuit magazinul? Dacă e bântuit, mă, s-a părăsit. Bă, deci uitați-vă, nu e nimic efectiv. Adică, bune, de ce fix zona asta să fie goală? Nu știu, mă, dar efectiv, uitați-vă că nu. Eu cred că aici a murit cineva, uite, sunt semne de alea. Du-te, mă, de aici. Bă, deci... Aici a murit cineva. Deci nu e nimic efectiv aici. Bă, lasă-mă, mă, cu astea ale tale, săracu. Bă, deci uitați-vă că nu e absolut nimic. Sunt niște puzzle-uri din lemn la 10 lei, dar băieți, la IQ-ul meu nu cred că știu să rezolv ceva. Nu dau cum de stai în cap? Nu, lasă-mă. Da, eu tot nu mă prind. Bă, ce? Am o teorie, vino în coa. Ok. Deci, fiate, vezi că sunt semnele astea de parcă ar fi murit cineva aici. Da, mă, ce? Fiate, eu cred că cineva a fost omorât cu o plăcuță de asta de lemn în cap și acum fantoma în fiecare noapte scoate câte 3 paraturi plăcuțe. Și de aia e raionul ăsta așa de gol. Yo, ai nevoie de un penar cu Barbie? Bă, băieți, ne-am cam plictisit. Ce? Ce? Andragogan a invadat și Jumbo sus, carnețele cu sirene, mă. Nu știu care e faza cu cameramanul, cred că trebuie să-l schimb, băieți. Opa, ce-s astea? Tot ce voiam de la viață, băieți. Carnețele. Carnețele d-astea, ești nebun? De ce-i vreau d-astea, ești nebun? Doar uitați-vă, să se facă fericit și după trist sau care-i faza și mai costă și 10 lei. Ambele sunt fericite, mă. Dar nu știu, e foarte dubioasă chestia asta. Uitați-vă și voi, ia uite asta, mă înspăimântă. What? Ok, asta e un flamingo, cred. Am găsit chestiile astea, care mi se par foarte șmechere, pentru că e un fel de panou de ăsta cu litere. E 25 de lei, nu e atât de scump. Numai că nu știu exact dacă, gen... Oh, nice, se și aprind. Numai că nu știu dacă au toate, gen, dacă au mai multe seturi de litere. Pentru că aș vrea să scriu ceva, I silent YouTube, dar nu, mi-e teamă că o să se repete literele, băieți. Ok, oameni buni, deci până la urmă m-am mai răzgândit și cred că voi lua această tabliță la 25 de lei, oameni buni, filmează-o. Și cam așa arată chestia asta. Deci o adăugăm în coș, bam. Am găsit această lampă, această lupă cu LED și am să-i fac un prank lui Dragoș, lui Silent, am să-i fac un prank lui Silent. Ce, bă, wow, stai, mă, stai, bă, what the fuck? Bă, băieți, cred că mi-a stricat camera, ce mai e, băi, asta? Ok, băieți, caut cameraman. Am plecat de la Jumbo și am ajuns la discotecă, oameni buni, glumesc, sunt niște d-astea. Ce, mă? Ia zi, mai că nu-s frumos, mă? Bă, lasă-mă, bă, oameni buni, momentan nu prea mai găsim ce să luăm. Am luat chestia aia la 25 de lei și nu mai găsim nimic interesant. Ia-ți un parfum de mașină. Lasă-mă, mă, uite, găsiți asta cu Hello Kitty, dar nu e nimic interesant, adică nu mai avem ce să cumpărăm, băieți. Deci, uitați-vă și voi ce papuci, băieți. Bă, ce naiba, mă, 500 de lei? Chiar acum coborăm în jos, oameni buni, vedeți că scrie acolo ieșire. Bă, Crăciorul. Ok, băieți, acolo scrie ieșire, casă de marcat. Mergem să vedem. Știți că mi-a dat premiul 20 de lei. Da, deci băiatul a câștigat 20 de lei la Hide and Seek. Hai să mergem acum, oameni buni, să vedem ce mai găsim și mergem spre casă. Casa de marcat, mă rog, 17. Fraților, uitați-vă cât a pungă aici, nebun, deci e... Uitați-vă cât sunt eu și cât e punga. Deci uitați-vă și voi cât e punga. Deci e cea mai mare pungă ever din lume. Hai să mergem acum acasă să vedem ce am cumpărat aici, oameni buni. Ok, băieți, acum că am făcut și noi toată nebunia, eu spun să mergem și noi la tramvai, să mergem acasă. What the fuck? What? Ok, what the fuck? Doamne, deci uitați-vă și voi, băieți. Ce spune? Doamne, bă, băieți, uite. Bă, ăla face accident, ești prost? Bă! Doamne, uitați-vă și voi la oamenii ăștia aici, nebun. Doamne. Am parcat. Băieți, deci, tocmai ce și-a scăpat telefonul ea. What the fuck? Mamă, ia mai arată-l. Bă, mai arată-l odată. Bă, stai, mă, arată la cameră. Uite-l. Bă, uite cum și-a spart telefonul, ești nebun.
Mamă! E ora 12, băieți. Și băi, haide să vă arăt o mică parte din prostiile pe care le-am luat și bonul, pentru că nu cred că l-ați văzut. Deci avem aici chestia asta pe care am luat-o, care că e un fel de card reader, gen e un fel de chestie pe care o bagi în calculator și gen poate să-ți citească cardurile de memorie. Am luat chestia asta care, probabil vă întrebați cine ai bea chestia asta, bă, deci... Chestia asta se pune undeva pe birou, oriunde pe birou, și gen poți să scrii tu aici gen ce vrei și mă gândesc să scriu ceva I silent, știi, nu știu, arăta destul de șmecher, cred. Desigur am luat și pălăria asta, hai să arăt magicianul. Ok, și am mai luat mingea asta destul de interesantă, vedeți că e cu ceva broască sau ceva. Cred că pe asta am să-i dau lui frate meu mai mic, frate meu real, băieți, nu Petruț. E destul de șmecheră, nu știu, încă n-am testat-o. Am mai luat acest băț de Crăciun, exclusiv pentru Crăciun, doamnelor și domnilor. Și oameni buni, aici avem și bonul, puteți să citiți și voi toate nebunile pe care le-am luat. Ia, vedeți aici, băieți, mare creație, deci am scris. Cam atât și cu acest vlog, dacă v-a făcut și mai vreți vloguri în continuare de genul, nu uitați să dați un like, mai mult să facem 10.000, iar noi sigur că ne vedem data viitoare. Pa, pa!